Dacă ideea ta de distracție este să te relaxezi cu o carte bună pe canapea sau să te uiți la emisiunea ta preferată, în loc să te duci la o cină în oraș ori să mergi în cluburi, acest video ar putea fi pentru tine. Cei cărora le place să fie singuri consideră că este un câștig atunci când petrec o zi întreagă fără să vorbească cu nimeni. Și, în general, au tendința de a avea relații mai profunde cu ei înșiși și cu animalele lor de companie decât cu alți oameni. Dacă vă puteți identifica cu ce am spus mai sus, sunt șanse să nu simțiți nevoia de a fi validat de ceilalți și nici nu căutați o companie constantă doar pentru a avea cu cine să vă împărtășiți gândurile. Iar acesta nu este un lucru rău. Deși termenul de singuratic a căpătat anumite conotații negative, nu înseamnă că a fi unul dintre ei este ceva de nedorit. De fapt, probabil că aveți o inteligență mai mare decât omologii dumneavoastră mai extrovertiți. Așadar, iată 11 semne că te-ai născut pentru a fi un singuratic. Numărul 1. Ești o persoană foarte retrasă. Nu contează ce se întâmplă, că ai obținut cea mai mare promovare la locul de muncă din viața ta sau poate că te-ai luptat cu noua firmă pe care ai înființat-o, nimeni nu va ști niciodată. Faci față celor mai bune și celor mai rele momente de unul singur, fără sărbători sau consolări. Mai mult, nici nu simțiți nevoia să împărtășiți aceste momente. S-ar putea să simțiți că este complet inutil sau pur și simplu nu vreți să vă cheltuiți energia pe astfel de lucruri. Oricum ar fi, ești o persoană privată și preferi să își gestionezi afacerile fără să-i implici și pe alții în ele. Numărul 2. Îți place să faci majoritatea lucrurilor de unul singur. Ai fost acel copil din clasă care a preferat întotdeauna să stea singur? Ai evitat întotdeauna activitățile și proiectele de grup? Ești acea persoană care stă singură într-o cafenea? Faptul de a fi singur îți poate oferi cu adevărat o perspectivă asupra lucrurilor și te poate ajuta să te organizezi, acesta fiind probabil motivul pentru care îți place să faci lucrurile de unul singur. Cei mai mulți oameni s-ar putea simți stânjeniți sau jenați să fie văzuți singuri la film sau la un restaurant, dar tu te simți puternic, liber și relaxat făcând lucrurile singur. Numărul 3. Nu ești lipit de smartphone-ul tău. În epoca social media și a gratificării instantanee, este greu pentru oameni să lasă telefoanele jos. Dar nu și pentru tine. Ultimul lucru pe care vrei să-l faci este să împărtășești cele mai mici detalii din viața ta cu întreaga lume. Astfel, fie că ai mâncat o pizza extraordinară la prânz sau că ești în vacanță pe o insulă, nimeni nu va ști niciodată. Disprețuiești apelurile telefonice inutile și mesajele text obositoare, așa că nu suni sau trimiți mesaje text decât dacă este necesar, iar rețelele de socializare sunt destul de inutile pentru tine. Numărul 4. Ești inaccesibil pentru perioade lungi de timp. Familia ta este obișnuită să nu răspunzi la telefon sau să dispară pe fața pământului, obișnuia să îi îngrijoreze faptul că nu puteau vorbi cu tine zile sau luni întregi, dar acum înțeleg că abilitatea ta de a socializa are limitele sale. Pur și simplu, nu vă mai simțiți atât de constrânși să păstrați în mod constant legătura. Așa că, dacă nu pui mâna pe telefon, probabil că te reîncarci făcând ceva ce îți place, fie că este vorba de lectură sau de artă. Pentru tine, a învăța și a crea lucruri este o modalitate mult mai utilă de a-ți petrece timpul decât a te pune la curent cu ultimele noutăți din familie. Numărul 5. Preferați să lucrați ca liber profesionist. Un lucru pe care nu l-ai pune niciodată în CV-ul tău este lucrul în echipă. Nu există nimic mai plictisitor pentru tine decât să lucrezi cu o grămadă de oameni, motiv pentru care un program de la 8 la 16 nu va fi niciodată pentru tine. Structurile sunt prea rigide, trebuie să joci după prea multe reguli inutile, ca să nu mai amintim de petrecerile de Crăciun de la birou sau de semnarea acelor felicitări de ziua de naștere. Munca ta preferată este de unul singur, unde știi că ești responsabil de propriul program și ai 100% control. Numărul 6. Nu vă place să mergeți la evenimente sociale. De ce să-ți petreci revelionul într-un grup de oameni beți care țipă din toți plămânii când ai putea cu ușurință să-ți petreci noaptea de unul singur, făcând lucrurile care îți plac? De cele mai multe ori, te gândești la un eveniment social ca la ceva care îți mănâncă timpul. Asta pentru că îți prețuiești foarte mult timpul și nu-ți place să-l irosești pe ceva ce nu-ți face plăcere să faci. Asta nu înseamnă neapărat că urăști să ieși cu prietenii tăi. Înseamnă doar că vrei ca interacțiunea să fie semnificativă și nu un moment trecător ajutat de băutură. Numărul 7. Căștile audio sunt armura ta. Îți porți căștile doar pentru ca oamenii să nu vorbească cu tine?
Probabil că nici măcar nu asculți muzică în cea mai mare parte a timpului. Vrei doar să ții străinii la distanță. Pentru a părea inabordabil, ai cu tine o pereche de căști peste tot pe unde mergi, fie că e vorba de cumpărături sau pur și simplu mergi pe stradă. Te ajută să ții lumea la distanță, făcându-te să te simți mai confortabil atât fizic cât și spiritual. Numărul 8. Nu-ți place să-ți împarți patul cu nimeni. În timp ce majoritatea oamenilor își doresc acea persoană specială cu care să se cuibărească noaptea, tu îți dorești patul doar pentru tine. Sigur, să ai pe cineva este frumos, dar nu în detrimentul spațiului tău personal și al plapumei. Și, în plus, cine vrea să se trezească cu sfărăitul puternic sau cu discuții în somn? Nu vă puteți asuma acest risc. Somnul, la fel ca timpul petrecut singur, este prețios pentru tine. Numărul 9. Drama nu este genul tău de lucru. O mulțime de oameni nu pot rezista fără drame, iar unii chiar le creează. Dar tu nu le suporți și nici nu vrei să iei parte la cele ale altcuiva. Nu ești teatral în povestirile tale și dacă totuși spui vreodată o poveste, aceasta este obiectivă. Orice lucru inutil sau irațional te face să te asiguri că stai departe de el. Și, din moment ce nu-ți place ca alții să se amestece în viața ta, încerci să intervii cât mai puțin și în viețile altora. Numărul 10. Îți place să călătorești singur. Cei mai mulți oameni călătoresc de obicei cu prietenii sau familia, sau poate angajează un ghid turistic pentru a explora un loc nou, dar nu și tu. Este ceva atât de atrăgător pentru tine să te afli într-o țară străină unde nimeni nu te cunoaște. Misterul te atrage. Și ești liber să faci totul de unul singur. În plus, călătoriile cu alții nu sunt lipsite de dezavantaje. Întotdeauna există cineva care doarme până târziu, se plânge că merge prea mult pe jos sau vrea să facă ceva diferit. Nu înțelegi de ce ar trebui să faci compromisuri când e vorba de călătoria ta, mai ales când ai plătit pentru ea. Așa că este mai ușor să faci lucruri pe cont propriu și în felul tău. Numărul 11. Ești cel mai fericit singur. Ești cel mai liniștit și mulțumit atunci când ești singur. Fie că ești acasă, într-o cafenea, într-o bibliotecă sau într-o țară străină, nu simți nicio presiune de a impresiona sau de a face compromisuri. În schimb, îți trăiești viața exact cum îți place și nu ești preocupat de ceea ce ar putea crede ceilalți. Alegerile tale reflectă sinele tău autentic, iar aceasta este esența independenței. Spre deosebire de majoritatea oamenilor, singuraticii se bucură cu adevărat să fie pe cont propriu. Pentru tine, timpul petrecut singur este un moment în care poți reflecta, te poți organiza, îți stabilești obiective și le atingi. Îți faci cea mai bună treabă singur și nu-ți faci griji să pari cool sau să impresionezi oamenii cu stilul tău de viață. Nu vrem să spunem că a fi un singuratic este întotdeauna ușor, dar nu ai schimba acest mod de viață pentru nimic în lume. Toată lumea are dreptul să fie așa cum simte, iar dacă ești fericit cu viața ta, chiar nu este nevoie să schimbi nimic. Ce părere ai? Te poți vedea în această listă? Ești un singuratic înnăscut? Împărtășește-ți gândurile în comentariile de mai jos. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, dă-i un like și distribuie-l prietenilor tăi pentru ca noi să putem continua să le facem. Pentru mai multe videoclipuri ca acesta, apăsați butonul de abonare și nu uitați să faceți click pe clopoțelul de notificare. De asemenea, nu uitați să verificați și celelalte videoclipuri ale noastre. Vă mulțumim pentru atenție!